Între anii 2002 și 2005 am fost recrutat și angajat în cadrul Direcției Generale de Informații a Armatei, în Serviciul de Control Informații. Specializarea mea era de analist, planificare și penetrare a sistemelor care formează, de fapt, spațiul virtual. Misiunea care mi-a fost încredințată de către domnul general Sorin Ioan, șeful statului major al Forțelor Terestre, era de a forma o echipă care să contracareze planul sistemului bancar global de subjugare financiară și economică a României. Și prin intermediul spațiului virtual se ducea și se duce un război neconvențional invizibil de distrugere și cucerire a sistemului financiar economic al tuturor țărilor și implicit al României, începând cu decembrie 1989. La ordinul sistemului bancar global deținut de familia Rothschild, CIA și armata americană au îndeplinit acest ordin cu succes. Statul român deține documentul prin care se atestă acest ordin. Pe parcursul acestor ani, în urma operațiunilor de culegere de informații și analize, s-a creat și dezvoltat o bază de date electronice de tip metadate. În această bază de date se regăsesc metodele, procedurile și elementele constitutive prin care sistemul global bancar reușește să își impună planul de distrugere financiară economic a oricărei țări, în cazul de față România. În anul 2009, misiunea a fost îndeplinită cu succes, rezultatele ei urmă să fie puse în aplicare în favoarea statului român. Tot în anul 2009, eu personal mi-am înaintat demisia datorită unui context legat de faptele corupte și trădare națională, pe care o să-l comunic la momentul potrivit. În anul 2011 am ajuns la concluzia că rezultatele muncii depuse nu s-au fructificat în niciun fel în favoarea poporului român. Datorită elementelor de corupție și trădare națională menționate mai sus, m-am hotărât să mă adresez celorlalte instituții ale statului român în vederea continuării procesului de apărare în fața războiului neconvențional pornit de sistemul global bancar. Am luat legătura cu următoarele instituții ale statului: Brigada de Combatere a Crimei Organizate, Direcția de Combatere a Crimei Organizate, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Serviciul Român de Informații. Având în vedere faptul că era vorba de siguranța națională la mijloc, am decis ca în mod voluntar să propun acestor instituții colaborarea mea în sensul apărării naționale. În intervalul iunie-octombrie 2011, am predat acestor instituții bazele de date necesare în vederea atingerii obiectivului de apărare a țării. Menționez faptul că aceste date conțin elementele declanșatoare ale crizei financiare globale din anul 2007. După predarea acestor date, am ajuns la concluzia că angajații statului român, precum și instituțiile acestuia, practic sunt aservite în totalitate forțelor controlătoare externe, respectiv Uniunea Europeană și NATO, care, în realitate, sunt doar niște unelte ale sistemului bancar global. În acest sens, pot aduce dovezi care să ateste cele afirmate. După predarea datelor și refuzul instituțiilor de a colabora în acest sens, persoanele din interiorul statului român au preluat și predat aceste date, pe care le-au pus la dispoziția forțelor externe, fapt ce constituie un act de înaltă trădare națională. Toate aceste elemente formează, în prezent, un caz oficial în desfășurare. Având în vedere că au fost epuizate căile legale de rezolvare a acestor situații deosebit de grave, vă propunem: soluția prin care acest război neconvențional poate fi câștigat de poporul român este ca fiecare cetățean român să refuze să mai facă plăți electronice de orice tip. Sistemul bancar global se hrănește și crește tocmai datorită acestor plăți electronice.